Bună dimineața, viață, bună dimineața, suflete iubitoare de frumos, bine ne regăsim la mesajul zilnic venit din infinit, mesaj ce își dorește să vă facă ziua mai frumoasă și să vă călăuzească pașii pe mai departe în această zi. Trecem printr-o perioadă, pot spune, glorioasă pentru suflet, pentru că se întâmplă miracole în viața noastră, dar foarte dureroasă pentru ego și pentru principiile umane. Această perioadă care a început de ceva timp, dar își are apogeul cam de la jumătatea lunii martie, a adus un ciclu karmic pentru foarte mulți dintre noi, care este necesar să fie dizolvat și transces prin înțelepciunea inimii noastre. Și acest ciclu karmic se manifestă foarte rapid, în sensul că poate dura, să spunem, cam o lună. La mine a început de pe 14 martie și s-a încheiat ieri 14 martie. Suntem pregătiți pentru a integra pe deplin conștiința cristică, pentru a învăța să iubim așa cum a iubit Isus aici pe pământ, transcendând umanul prin divinitatea sacră din el. Suntem fii și fiice de Dumnezeu și ni se cere să facem același lucru. Mi-aduc aminte, am avut o tabără în 2019 cu Robert Florian Stoica și spunea că în aprilie, în seara de înviere, au coborât ființe eterice din infinit, oglinzi imense, și atunci a început apocalipsa acestei perioade, care se numește Revelație, și acele oglinzi oglindeau, de fapt, ceea ce se întâmplă la nivel de umanitate. Ceea ce se întâmplă la nivel de umanitate este, de fapt, despre noi, despre fiecare dintre noi. Noi aducem contribuția la întreg și acum nu facem decât să manifestăm ceea ce noi suntem în interiorul nostru, atât la nivel individual, cât și la nivel de umanitate. Și cum se integrează această conștiință cristică? Această conștiință cristică vine să ne mântuie, da? Să ne ducă în iubire orice ar fi. Și aș vrea să vă amintiți un pic, pentru că eu exact asta am experimentat în această perioadă de o lună, să vă gândiți un pic la viața voastră, ce se întâmplă în viața voastră. Veți fi testați și veți fi duși în acelea situații, oarecum, metaforic vorbind, prin care Iisus a trecut. Veți fi vânduți. Veți fi vânduți de oamenii pe care îi iubiți, pentru că așa se testează iubirea. Veți sta seara la cina cea de taină, veți împărți pâinea și vinul și a doua zi de dimineață, când cocoșul va cânta la răsărit, nu veți mai fi recunoscuți de cei cu care ați împărțit pâinea și vinul. Veți fi crucificați, se vor arunca cu pietre în voi, exact cum se întâmpla în perioadele biblice. Ce este de făcut în aceste situații? În aceste situații ni se cere să iubim orice ar fi. Orice ar fi, iubirea să rămână singura noastră cale. Singura noastră cale de a ne duce și de a ne manifesta prin înțelepciunea ființei noastre. Sub nicio formă, dar sub nicio formă să nu manifestăm înapoi ceea ce se reprezintă în fața noastră. În fața noastră, întotdeauna, orice ar fi, sunt fii și fiice de Dumnezeu. În fața noastră, orice ar fi, se reprezintă o acțiune divină care este perfect potrivită pentru ceea ce se întâmplă în viața noastră, ca să ne desăvârșească, să ne crească. În fața noastră se dizolvă în acel moment în care tu, drag suflet, când ești vândut sau ești trădat sau se aruncă cu pietre în tine și nu reacționezi, ci doar binecuvântezi și iubești orice ar fi, reușești să vindeci acea situație de viață care vine probabil din memoria timpului, și în acel moment, dacă tu nu ai reacționat și ai iubit orice ar fi, vei dizolva acea situație,
te vei mântui și vei contribui și la mântuirea celuilalt suflet din fața ta. Însă, cum spune Lazare, da, este foarte important. În fața ta este Dumnezeu. În fața ta această situație este creată de divinitate. Iubește acea situație, iubește acea ființă, orice ar fi, păstrează-ți inima curată și nu ți-o întina cu sentimente de ură care nu te onorează, da? Sau cu alte sentimente de răzbunare sau ceea ce vine din ego, da? Sau să ripostezi într-un mod violent. Acționează prin înțelepciune, ai dreptul să fii supărat, da, ai dreptul să fii supărat, pentru că este umanul de aici pe pământ și dacă ar fi fost să nu trăiești aceste umbre ale ființei tale, te-ar fi lăsat în infinit sursa vieții să fii o sferă aurie de fericire și să zâmbești de acolo. Dar ai venit să transcezi umanul prin divinitate, ai venit să experimentezi și aceste situații umane. Și orice ar fi, primește cu demnitate, fii demnă în fața vieții, orice ce se reprezintă în fața ta, dar nu reacționa și nu da înapoi exact așa cum ți se reprezintă. Tu, din punct de vedere divin, trebuie să iubești orice ar fi, dar să rămâi într-o stare de neutralitate și să corectezi cu blândețe, da, cu blândețe, dar în același timp o blândețe fermă, cristică, ceea ce se reprezintă în fața ta, pentru ca acel suflet să-și învețe lecția și ca tu să nu mai aduci acea lecție în viața ta, să o integrezi, să o transcezi, să o înțelegi prin înțelepciunea inimii tale. Și atunci ai contribuit, ai adus o contribuție valoroasă atât acelui suflet, cât și ție și Universului. Deci suntem testați, dar în același timp să știți că suntem susținuți, nu suntem singuri. Ceea ce se reprezintă acum este a doua venire a lui Hristos despre care se vorbește în Biblie, care bineînțeles că nu este una fizică, ci este una metaforică. Ni se cere să integrăm conștiința cristică. Ce este conștiința cristică? Conștiința cristică, în primul rând, este iubire necondiționată, este blândețe, este compasiune, este recunoștință, dar în același timp este verticalitate și fermitate. Deci toate aceste atribute divine pe care noi le avem în împărăția ființei noastre, ni se cer acum să iasă la suprafață și să le manifestăm și noi să strălucim prin lumina sufletului nostru până în cele mai înalte. Suntem iubiți, suntem susținuți, este o perioadă glorioasă și să ne simțim onorați că facem parte din acest întreg și că prin prezența noastră aducem o contribuție valoroasă a ceea ce se întâmplă aici pe Pământ. Și să știi, drag suflet, că oricât de tare te-ar durea din punct de vedere uman, tu trăiești acum un miracol. Tot ceea ce se întâmplă în viața ta, bine ca să te crească, bine ca să te ducă mai departe, bine ca să te susțină, să-ți vezi și mai mult măreția divină și mai mult puterea divină și să-ți deschidă aripile în zborul tău spre infinit. Spune da vieții, nu te lăsa doborâtă de aceste încercări, pentru că se apropie de final, bineînțeles, în funcție și de programul karmic cu care am venit, îți reamintesc, se descarcă acum programe venite din memoria timpului pe care tu le ai în câmpuri într-un mod accelerat, deci într-un mod accelerat, pentru că acum este cererea, acum se manifestă mântuirea noastră ca suflete aici pe pământ. Și astăzi am să-ți vorbesc despre manifestarea miracolelor. Arhanghelul Orion este arhanghelul noii lumi, al noii ere de aur, care se manifestă acum și vine către noi să susțină planeta Pământ. Acest mesaj îl vei găsi complet pe pagina mea de Facebook, Gabriela Camelia Popescu. Și haideți să vedem cu claritate care este mesajul. Acest arhanghel al noului pământ, să spunem, te readuce din nou prin manifestarea sufletului tău la conștiința sacră a unicului, a sursei vieții, pentru că el a venit acum și este trimis al sursei vieții să susțină planeta Pământ și umanitatea în această perioadă de tranziție, de schimbare, da? Pentru că am zis că trecem printr-o
Perioadă glorioasă pentru suflet, dar dureroasă pentru ego. Să știi că energia sa, acestui arhanghel, se conectează acum la energia miracolului vieții și ți se reamintește că tu ești un întreg manifestat și nemanifestat cu fiecare atom din toate universurile existente, dar nu există separare. Ești ghidat să primești prin inimă susținerea cerurilor și binecuvântarea miracolelor. Îngerii sunt mai aproape de tine ca niciodată, sunt întrupați și neîntrupați, da? Și este important să le dai voie să facă parte din călătoria ta, pentru că sunt ajutoare de susținere a cerului pentru a te desăvârși pe pământ. Manifestarea miracolelor este un dat firesc în existența noastră de care noi ne-am îndepărtat, ne-am îndepărtat pentru că ne-am separat, ne-am deconectat de la sursa vieții, ne-am îndepărtat de miracole prin credințe limitative care ne-au îndoctrinat și prin programe care le aveam în corp sau care au venit și de la alții și ni le-am însușit ca fiind ale noastre. Ei bine, acum, în această perioadă, este timpul renașterii ființei tale prin noua conștiință a iubirii ce reprezintă o singură ființă comună, unicul. Asta se întâmplă acum și trebuie să celebrăm și să iubim orice ar fi și să binecuvântăm orice suflet care vine în călătoria noastră și să eliberăm, să eliberăm, să lăsăm să curgă, să nu ne mai atașăm de nimic. Oamenii nu ne aparțin. Situațiile de viață nu ne aparțin, nu ne aparține nimic pe acest pământ. Ceea ce ne aparține pe acest pământ, în această călătorie, este doar sufletul nostru. Și avem puterea prin sufletul nostru să creăm mult frumos aici și să aducem bucurie și să creăm comuniune cu celelalte suflete, să trăim în iubire, în bunăstare, de ce nu, și în armonie, împărtășind din frumusețea sufletului nostru cu celelalte suflete din călătoria noastră. Să știi că în acest moment ființele de lumină te susțin, armonizându-ți gândurile, pentru ca tu să poți să manifesti plenar energia miracolului. Ești o ființă magică, în tine, sursa vieții a pus puterea sa pentru ca tu să-ți creezi viața aici exact așa cum ți-o dorești tu. Ți se spune că viața pe care ți-o dorești este creată deja în infinit și este la un pas de tine, pentru că tu ai în tine energia universului de iubire, așa că permite să se manifeste binecuvântările în viața ta. Spune da vieții orice ar fi, rămâi într-o poziție de neutralitate, fii un observator, o observatoare a vieții tale, nu răni, doar iubește orice ar fi, dar amintește-ți că este necesar ca om să corectezi și să fii ferm și vertical aici pe pământ. Și acum te invit să te gândești la o situație de viață la care tu dorești un răspuns, da? Și vom folosi cartea Ce ar face iubirea în locul meu acum? Carte scrisă de doamna Ana Aurora Șuncă, Îngerul care a fost pe pământ și ne zâmbește acum din infinit. Voi continua zilnic să transmit mesaje din cărțile dumneaei în memoria ei, pentru că aceste mesaje sunt niște semințe vii care sădesc în sufletele noastre conștiința cristică. Sunt grav bolnav. Medicii au făcut tot ceea ce au putut, dar acum nici eu nu mai simt viața pulsând în mine. Ce sfat îmi dă iubirea? Să știți că acea boală nu se referă doar la boala fizică, ci se referă la boala pe care o aduce ego-ul prin iluzie, care creează separarea. Iubirea răspunde, doar o clipă. Chiar și ultima clipă a vieții tale, dacă poți accepta că iertarea din tine trebuie să se manifeste, nu a fost o viață în zadar. Dacă întrebi, e semn să știi că tu poți schimba ceva. Da, iartă-i pe toți, iartă-te pe tine și ține și pe ei și pe tine în inima ta. Respiră profund și lasă-mă pe mine să-i vindec, de neiertare, de neiubire, de neîncredere. Apoi când respiri, permite-le să plece și ție, permite să te bucuri. Fii tu iubirea, doar pentru o clipă. Ce să vă spun? Mie mi-a răspuns 100% pe deplin acest mesaj. Sper că și pe voi vă susținem. Și mergem mai departe la o carte vindecătoare, mesaje cristice primite de doamna Ana Aurora Șuncă.
Mesaje care mie îmi fac ziua mai frumoasă în fiecare zi și această carte mă onorează că este în prezența mea, că pot să împărtășesc cu voi aceste mesaje de la Isus. Unde mergi astăzi? Chiar astăzi poți schimba direcția vieții tale spre un drum de lumină. Știai? Chiar dacă știi sau nu, schimbarea va veni oricum. Dar este foarte important pentru mine ca tu să alegi în cunoștință de cauză. Deci, unde mergi tu astăzi? Vreau să știi că orice ai alege, voi fi mereu lângă tine, pentru că așa ți-am promis. Totuși, aș vrea să poți să înțelegi că dacă vrei, poți să mergi pe un drum care ocolește suferința, ai tot ceea ce vrei ca să alegi bucuria. Lumea merge înainte și cu bucuria ta și cu tristețea ta. Numai că, dacă alegi bucuria, totul în jur va radia, iar dacă alegi tristețea, vei vedea și vei culege numai tristețe. Poți fi conștient de faptul că depinde totul de tine? Nu e singur. Cheamă-mă dacă vrei și crezi că te pot ajuta. Cheamă-mă și vei vedea cu ochii tăi și vei crede cu inima ta. Fii foarte atent, căci astăzi este ziua în care trebuie să te gândești încotro mergi. Și totul, dar absolut totul, depinde de cum te simți și de cum alegi să te simți. Furios, nerăbdător, plin de reproșuri sau bucuros, vioi, vesel și plin de voință. Sunt aici ca să te ajut să te hotărăști. Dacă vrei, fă primul pas. Aleg iubirea cristică, l-aleg pe Iisus, și aleg să fiu bucuroasă, vioaie, veselă și plină de bunăvoință, pentru că prin înțelepciunea inimii mele am fost și furioasă, am fost și nerăbdătoare, am fost plină de reproșuri și asta m-a făcut să ating fundul oceanului. Dar când am ales bucuria și înțelepciunea inimii mele, am atins cele mai înalte. Drag suflet, îți mulțumesc pentru că împărtășim această călătorie, pentru că viața este despre împreună. Îți amintesc de citirile personalizate pe care le realizez. Vei găsi descrierea lor în descrierea acestui video. Îți zâmbesc, îți urez să fii cât mai centrată în inima ta, să nu-ți mai cedezi energia și puterea acolo unde nu este apreciată valoarea ființei tale și fii foarte atent la valorile tale de viață. Fii foarte atent la valorile tale de viață, onorează-le și împărtășește-le cu cei care știu să primească aceste valori de viață ca pe niște daruri cristice. Îți zâmbesc și îți doresc o zi binecuvântată.